Voința Limpeziș este cu un pas în Liga a treia după ce s-a impus sâmbătă în prima manșă a barajului de promovare 5-2 cu Victoria Gugești. Buzoienii au deschis scorul chiar din primul minut prin Radu Nicușor după o lovitură de colț. 10 minute mai târziu, Limpeziș a majorat diferența pe tabelă prin capitanul Alex Lemnaru, iar spectatorii se gândeau deja la promovare. Oaspeții au redus însă din diferență în minutul 15 prin Costin Cătălin. Vârful vrâncenilor a profitat de o nesincronizare a stopărilor de la Limpeziș și a lobat calm, dând o șansă oaspeților. Până la pauză, Limpeziș a mai înscris odată spre bucuria celor din tribune. Lemnaru a reușit dubla, reluând calm de la 10 metri după o fază de contraatac, care a surprins apărarea oaspeților. La 5 minute de la reluarea jocului s-a consemnat și golul meciului. Stelu Costache a trimis o torpilă de la 25 de metri, execuție care l-a lăsat fără replică pe portarul vrâncenilor. Finalul a fost unul destul de încins după ce Gugești a redus din diferență în minutul 75, după o bâlbâială în apărarea buzoiană, șir de erori de care a profitat Mihail Teodorescu. Din fericire pentru Limpeziș, Bebe Lemnaru a prins o zi de grație, reușind hat-trick-ul în minutul 80. Vârful gazdelor a consfințit și scorul final 5-2 pentru Voința, echipă devenită astfel favorită la promovarea în Liga a treia. Manșa secundă a barajului de promovare se va disputa pe 25 iunie în județul vecin de la ora 18.